Consiliul Local Suceava a aprobat în ședință ordinară studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru branșarea Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza la sistemul centralizat de termoficare. În prezent, agentul termic pentru încălzire și prepararea apei calde este produs în două cazane vechi pe gaze naturale. Sistemul de încălzire deservește întregul complex de clădiri ale unității de învățământ preuniversitar din Burdujeni. Da, ceea ce am spus și vom continua, acolo unde sunt instalații vechi, neperformante pe gaz metan, cum este și cazul la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza, vom aduce sistemul de încălzire centralizat, mi se pare corect, având în vedere că avem centrala noastră, avem un combustibil, eu zic, bun, predictibil și la un preț suportabil pentru populație. Ca atare este doar un prim exemplu de trecere de pe sistemul de încălzire gaz metan în sistem centralizat și vom face analiză în continuare la școlile unde sunt ineficiente, ne-au clădiri multe să facem acest lucru. Ar fi mult de dispus și tot facem, mai încercăm să facem politică. Da, am găsit o anomalie totală când am venit primarul municipiului Suceava. Pe credit luat la primărie s-a pus centrale pe gaz metan la școli, în condiții în care primăria avea societatea ei de încălzire. Este o anomalie la care trebuie să revenim. Deci Suceava, care dată, la exemplu, la nivel național, care căldură la discreție și unul în cel mai mici prețuri și cel mai mic preț de producere și de a energiei termice și la fel la populație, a dat exemplu Bucureștiul, care stau cetățenii în frig. Da, milioane de bucureștini au stat în frig iarna trecută. Nu mai veniți cu acest exemplu. Acolo ar fi un exemplu, nu mai faceți ca ei. Vreau să dați un exemplu pozitiv Bucureștiul. Haideți să fim serioși. Edilul șef a dat exemplu și recentele explozii din apartamente cauzate de acumularea de gaze naturale, menționând că Suceava a fost evidențiată la nivel național ca având cele mai mici prețuri de producere a energiei termice și de tarifare a gigacaloriei pentru consumatorii casnici. Încă o dată, sistemul centralizat este sistemul care eu îl văd viabil în toată, mă rog, România, dacă vreți dumneavoastră. Ați văzut ce s-a întâmplat zilele trecute, da? Pe lângă faptul că iese poluare din cauza centralelor pe gaz, nu trebuie să panicăm cetățenii, dar deja se poate observa această centrală pe gaz metan, este o mică bombă cu ceas în fiecare apartament. Deci soluția este sistemul centralizat. Primarul Lungu a precizat că săptămâna trecută a avut loc o întâlnire cu acționarii austrieci ai firmei de producere a energiei termice Bioenergy, tema fiind pregătirea perioadei de asigurare a încălzirii locuințelor în sezonul rece 2023-2024. Trebuie să facem acest lucru, să mergem până la capăt, să trecem înapoi cele societățile primăriei, pentru că până la urmă noi plătim și la unitățile de învățământ. Să lucrăm la sistemul centralizat, avem predictibilitate, vreau să vă spun că au fost reacționari din Austria la Suceava, am avut o discuție cu ei, pregătim sezonul de încălzire 2023-2024. Eu încă o dată spun, din ceea ce mă privește, cu tot riscul de a fi subiectiv, eu zic că în orașul nostru problemele de încălzire sunt pe un drum bun, suntem dați la exemplu pozitiv la nivel de țară.